Și încă unul acum, bum și gata. Ăla-i mă, ăla-i. Ăla-i mă, că dau, dau cu mouse ăsta mă, când apăs pe el am impresia că intru cu degetul în birou, trec prin el. Și acum bineînțeles că totul depinde de alegeri. Golden Card, n-avem oricum. Unde pe prima mereu și când dau pe prima încep să fie ca un fel de jackpot, pe ce apăs nu, să nu fie 10. Mamă, ce alegeri făceam în trecut, frate, pe ce apăs am era maxim. Bun, și avem level 2 direct și pes. 5 spinuri rămase și trecem în level 2. Salut Dani Șeptarul, ia uzi, salut. Lego cu like-ul, 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 facem și noi 50. Ok, while block up la 3 și... Îți dau top up, unu. Bravo, am făcut tot de 10 învârtiri. Hai că scând aici. Ești tot cartierul. Vreau un level 4-5. Ia să vedem. Funcționează legea atracției. Ce te gândești ai atragi? Un level 5 și nu știu ce să zic. Să ajungem să avem wild-uri blocate pe toate astea și pe margini full de bonus 2000. Asta e legea atracției, da. N-a cam zis. Ok. Deci un wild blocat pe rola 2 ar putea să fie... Aici? Bravo! Mamă, fiți atenți că funcționează, jur. 3 rotii rămase, mai luăm acum 2, 3, frate. 4 era pe ultimul, hai că cițe una cu una plus cu una minus. Bine, face diferența, adevărul ăsta e. Bun, 6 rotii de momentul ăsta și mai trebuie să mai vine decât levelul 4, 5 și după bonus pe mici, pe capete așa de la 2000 și a funcționat schema cu legea atracției. Senzațional, 1000 abia. Haide-mă, haide-mă cu profitul. Orice lege acum ar trebui să fie, teoretic ar trebui să fie câștig. Tot ce fac este viral. Da, dar nu mai pune bănuți. Nu ne mai trece level 4 frumos. Bun și ăsta, de pe nimic, salut, mă, ciugă, salutare. Da. Tot o facem 2 minuți. Pentru că ăsta face bani, cam greu bossule, dar a făcut până la urmă, a făcut. Nu, mai mă, deci când s-au blocat astea nu o să mai pune level 4-5. 2000 cap. Bun, și acum trebuie să mai urcăm până la